care este cel mai mare rău pe care îl poate face un om? Rămâi în continuare ca să auzi povestea sultanului Murad al IV-lea și motivul nebuniei lui. În timp ce Europa era răvășită de războiul de 30 de ani, în Istanbul își începea domnia unul din cei mai faimoși sultani, Murad al IV-lea. Suit pe tronul unchiului său în 1623, pe când n-avea decât 11 ani, Murad a crescut în umbra regenței mamei sale. Era o perioadă marcată de corupție și haos. La 20 de ani, o revoltă a ienicerilor îl constrânge să-și ia rolul în serios. Ca prim act, 500 de viziri, pași și bei au fost scurtați de un cap sau sugrumați în public. A mai avut nemaipomenita îndrăzneală să-l execute chiar pe marele muftiu pentru mișelia de a-și bătut soacra. Apoi a dat legi draconice împotriva bacșișului și a corupției. Se spune că diminețile debutau cu vacarmul mulțimii în piață, zgâindu-se la noi spânzurați. La 23 de ani, Murad a pornit în fruntea trupelor sale într-un efort de a impune ordine în Imperiu, ceea ce a și reușit. La 25, îndrăznește să-l înfrunte pe vechiul inamic, șahul Persiei, îi spulberă armata în Caucaz, apoi se încununează cu titlul de cuceritor al Bagdadului. În anii lui de pace a încurajat artele, știința și comerțul. Frumos, nu? Totuși, ceea ce îl face pe Murad al IV-lea absolut unic în istoria Imperiului a fost faimosul său decret de interdicție alcoolului, tutunului și cafelei sub pedeapsa cu moartea. Îți imaginezi ce înseamnă asta pentru un turc? Se povestește că noaptea, ba chiar și în crucea zilei, Murad colinda străzile capitalei, deghizat în om de rând, intra în cele mai amărâte taverne și, scoțându-și masca, îi tăia pe infractor pe loc. Și aceasta o făcea în timp ce el însuși era alcoolic. Chiar dacă toate râurile s-ar preface în vin, ele tot n-ar putea umple paharul meu, scria el. Când un sfetnic a îndrăzit să-l confrunte pentru dublul standard, Murad i-a replicat: vinul este așa un diavol încât trebuie să-mi protejez poporul bându-l eu pe tot, după care i-a tăiat capul. Se povestește că uneori, cuprins de delirium tremens, scăpa noaptea pe străzi, desculț și cu sabia în mână, măcelărind la întâmplare, mai ales femei. În 1640, la numai 27 de ani, Murad al IV-lea plătește vama. Moare de ciroză hepatică. Psihologia explică comportamentul acesta bipolar. Cu cât ești mai neputincios în fața adicției proprii, cu atât ești mai zelos în condamnarea ei la alții. Vorba lui Nea Iancu: iubesc trădarea, dar urăsc pe trădători. Clișeu pe care îl regăsește în mai toate domeniile vieții. Am constatat că, de regulă, oamenii cei mai vocali împotriva păcătoșilor, prin vehemență, își ascund propriile păcate. Mizează pe compensația verbală, zornăindu-și adeziunea pentru neprihănire în fața oamenilor. Trucul vechi, pe lângă faptul că este expirat atâtea fariseism, este toxic. Ecoul cuvintelor lui Iisus încă răsună: mai înainte de toate, feriți-vă de alaltul fariseilor, care este fățărnicie.